principiu e vorba despre un festival normal de folk, dar întins pe o perioadă foarte lungă de timp. Noi l-am numit anotimpal pentru că sperăm să iasă câte unul fiecare anotimp. Național, internațional, intergalactic, poate să vină și marțien. N-am avut încă cele, dar sigur la următoarea ediție o să vină. Concursul Folk Lung se va desfășura pe parcursul a 12 săptămâni, câte un concurent urmând să susțină mini-concerte atât în Suceava cât și la Gura Humorului. Din acest mini-concert, organizatorii și concurenții vor selecta 3 piese care vor fi postate pe YouTube și pe site-ul foreverfolk.ro pentru ca publicul și juriul să își poată face o imagine asupra calității artiștilor. Sistemul de vot a fost interesant și până acum, în sensul următor. După ce s-au înscris cei 16 concurenți, într-o perioadă destul de scurtă de timp, am făcut lucrurile destul de rapid, să meargă treburile, să nu stea pe loc, să se împotmolească undeva. Au fost votat finaliștii pe Forever Folk, pe site-ul Forever Folk, iar din cei 12, la finalizarea cântărilor în aceste locații, vor fi postate 3 piese a lor spre a fi votate pentru votul publicului. Da, pentru vot de popularitate. Fiind vorba despre un concurs, se va lăsa cu premii în bani strânși din vânzarea biletelor de acces, deci organizatorii mizează pe participarea cât mai multor pasionați de muzică folk. Dintre toate premiile, premiul de creație va fi decis de un juriu de specialitate, iar premiul de popularitate va fi decis de voturile de pe site-ul foreverfolk.com. Deci sunt premiați, vă pot spune, din ăștia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Deci 11 sunt premiați la festivaluri naționale de folk. Din 12. Nu vă spun care al 12. Vorbe din partea participanților la concurs și imagini de la concerte în edițiile viitoare ale emisiunii Folk Gear. Sâmbătă aceasta, întreg interviul cu Marius Păslariu și Sorin Peclitaru.